Vă salut! Sunt Victor Buzdugan și vă prezint știrile alternative la Media TV Cimișliac, traducere mimico-gestuală de Vera Dutco. La 22 noiembrie 2020 s-a desfășurat tombola aniversară a Centrului Comercial Piramida Market din Cimișlia. Acțiunea a avut loc la Media TV Cimișlia, unde telespectatorii au avut posibilitatea de a viziona în direct extragerea tichetelor câștigătoare. În cadrul manifestării, mai multe persoane din raionul Cimișlia au câștigat frigidere, televizoare, mașini de spălat automate și cu presiune, biciclete, motociclete și premiul mare Renault Clio, care a fost câștigat de Vlad Achiruș din satul Carabietovca, raionul Basarabeasca. La 22 noiembrie 2020, în direct la Media TV Cimișlia și Radio Media, s-a desfășurat tombola aniversară Piramida Market din Cimișlia. Organizatorii, în fața spectatorilor, au extras rând pe rând tichetele câștigătoare a zeci de premii, printre care au fost mașini de spălat, frigidere, televizoare, betoniere, biciclete, motociclete și alte premii. Asta sunt cheile, asta este motocicleta, avem cheie aici în... Să încercăm să aflăm cine este câștigătorul. Sunteți gata? Este premiul, unul dintre premiile mari. Nu este ultimul premiu, dar unul dintre premiile mari, motocicletă. Iată câștigătorul, atenție doamnelor, domnilor! Câștigătorul este... Așa, îl vedeți voi întâi de toate? Îl vedeți voi? Eu încă nu știu cine este câștigătorul. Telespectatorii deja au văzut, internauții au văzut și acum dați-mi voie să spun și eu cine este câștigătorul. Și este vorba de... Sârghi. O, este bun. De Sârghi Doina. Sârghi Doina? Doina, da. Sunam. Sârghi Doina. Sună, te rog. Da, 07. Da, te rog. Doina, Sârghi, ai câștigat motocicleta. Alo. Alo, bună ziua! Bună ziua! Cu cine vorbesc? Cu Doina? Am nevoie de Doina, Sârghi. Doina Sârghi, da, eu sunt reprezentat Sârghi Ion. Îmi pare bine, domnul Ion, că Doina are reprezentant. Dumneavoastră ne urmăriți? Noi suntem la Piramida. Da, 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 vă urmăresc. A, știți ce ați câștigat, da? Nu știm ce am câștigat, ca să ne spui. Eu acum stau pe o motocicletă super luxoasă, care, din păcate, nu este a mea, ci este a Doinei. Felicitări! Mulțumim! Premiul mare al tombolei aniversare Piramida Market, automobilul Renault Clio, a fost câștigat de către locuitorul satului Carabietovca, raionul Basarabeasca, Vladimir Achiruș. Eu înțeleg că emoțiile sunt la cote maxime, noi toată lumea suntem acum plini de emoții, pentru că e premiul mare, pentru că e un premiu destul de valoros, dar nu credeți, dar cel mai valoros. Un premiu mare, o mașină, un Renault Clio, nouăuță din salon. Nici nu vă imaginați ce înseamnă un miros de mașină nouă. Vă așteaptă. Da, eu cred că e de-a văzut. O căzut da, de jos. Am văzut, am văzut tot, eu urmăresc cu mare atenție. Alo, mai aia de, de jos, cine poate? Sigur, sigur, eu. Da. Nu vei zbrăcați acolo, dacă nu vă supărați că... Nu mă supăr, da, doamne, da. Ferește, regulile sunt reguli pentru toți. Da, mâine să le vadă toată lumea. Și lumea vreau să știe că nu e ultima mașină și dacă azi cineva nu o să câștige, mai sunt șanse și anul viitor și chiar poate, cred, peste o lună începem altă tombolă cu alte condiții. Așa că... Eu sper că și data viitoare. Da, ia, închideți ochii și... Da, imediat să verific. Eu amestec foarte bine, vă dați seama că de aici nu văd nimic. Eu le amestec, închid și ochii, se ved că ochii sunt închiși și o să mă uit la voi. Să amestec și cu mâna. Haideți așa mai bine ca să înțelegeți că eu nu văd nimic. Vedeți voi. Voi vedeți mai bine decât mine ce se întâmplă acolo. Eu pot să dau și acum domnul asta. Care vrea. Acum să vedem dacă... Da. Sunteți gata, da? Toți? Suntem gata. Atenți la maxim. Rămas așa la care este. Iată și tichetul câștigător. Cine spuneți? Acum și o să vadă întâi toate câștigătorii. Vedeți voi, cei de la televiziune. Vedeți voi, cei de pe Facebook. Eu am impresia că cine s-a regăsit deja se bucură acolo. Noi încă nu știm, dar acum aflu și eu.
Vlad Achiruș este câștigătorul automobilului. Vlad Achiruș. Achiruș 10302. Organizatorii tombolei au insistat ca câștigătorul să vină în studio pentru a-și ridica cheile de la automobilul Renault Clio. În câteva minute, câștigătorul a și apărut în fața telespectatorilor. Potrivit dumnealui, el a avut 9 etichete în concurs și pentru prima dată în viața sa a participat la o astfel de loterie. A venit și câștigătorul premiului mare un automobil, este vorba de Achiruș Vladislav, nu este din Cimișlie, este undeva, de unde sunteți, domnul? În Carabetovca. Carabetovca. S-a grăbit într-un timp record, a venit la noi aici, pentru că la știrea acestui premiu, știind că a câștigat premiu mare, normal că ați găsit și transport și tot și tot. Eu să dau că sincere felicitări și domn director, acestea sunt... Mulțumesc frumos, vă mânăm cheia și vă îndemnăm să fiți cumpărătorul piramida tot timpul. Și să vă folosesc de mașină cu toată familia fericit. Vă mulțumesc și vouă frumos de cadou care l-am câștigat și vă doresc ca la toată lumea să câștigă și ei. Nici nu mă plinește tatăl, că prima dată am câștigat în viața mea, vă spun, în primul rând. Și prima dată am participat la această tombolă. Bravo. Și atât. Prima dată să câștigi, prima dată să participi și să câștigi premiul. Eu și v-am spus că prima dată și în viața mea. Apoi asta da. E spun. Toate verificările au avut loc, totul este pe adevărat și nu avem decât să vă felicităm încă o dată. Succes și mai participăm. Haideți. Mulțumim frumos. Mulțumim. Tombola Piramida Market din orașul Cimișlia este la a patra ediție. Inspectoratul Național de Securitate Publică a demarat o campanie de informare și sensibilizare a participanților la traficul rutier. Acțiunea va avea loc în perioada 26 noiembrie-4 decembrie pe tot teritoriul Republicii Moldova. Conducătorii auto vor fi informați privitor la securitatea în traficul rutier în perioada rece a anului și vor fi atenționați de a prelua măsurile necesare pentru a menține capacitățile mobile ale unităților de transport în perioada rece a anului. În raionul Cimișlia au loc activități ce mențin securitatea în traficul rutier, care în perioada rece a anului merită o atenție mai sporită. Serviciul de patrulare a Inspectoratului de Poliție, în perioada 26 noiembrie-4 decembrie, organizează raiduri cu includerea mașinilor capcană pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în ideea informării și sensibilizării conducătorilor de autovehicule, privitor la pregătirea unităților de transport pentru perioada rece a anului și prevenirea riscurilor de avarieri din cauza vitezei excesive. Inspectorii de patrulare informează conducătorii de autovehicule despre măsurile ce necesită a fi îndeplinite pentru a menține capacitățile mobile ale unităților de transport în perioada rece a anului. În ziua de astăzi, până la data de 4 decembrie 2020, pentru teritoriul Republicii Moldova vor fi organizate activități de informare și sensibilizare cu subiectul principal pregătirea mijlocului de transport pe timpul rece a anului. Și vom începe, desigur, să vorbim despre pneuri. Conform regulamentului circulației rutiere față de pneuri, sunt impuse anumite caracteristici tehnice, influențează direct aderența între autovehicul și partea carosabilă. Astfel, în cazul pe carosabilă este zăpadă, gheață sau polei, pneurile autoturismului, autocamelonului și roțile tractate de acestea urmează a fi echipate cu anvelope unde este inclus și marcajul M+S, M.S, M+S. Pe lângă menținerea capacităților mobile ale transportului, trebuie să menținem și nivelul de vizibilitate în trafic, care din motive climaterice pe timp de iarnă este mult mai scăzut și mărește riscul de accidentări. O altă condiție se ține de deplasarea cu lumina conectată în faza scurtă pe durata deplasării. Acest fapt mărește considerabil, având în vedere că la ziua de azi avem condiții meteo nefavorabile, care influențează direct asupra vizibilității. Tot reieșind din aceste circunstanțe, urmează să adaptăm viteza de deplasare la condițiile meteo și să nu uităm de respectarea regulamentului circulației rutiere. Exemplul cel mai bun în acest sens se referă și la pietonii, care sunt greu de observat pe perioada rece a anului, din anumite condiții nefavorabile. La fel, urmează de a fi preschimbată soluția de spălare a parbrizului la una rezistentă temperaturilor scăzute. Nu în ultimul rând să verificăm și starea acumulatorului, care are rolul său datorită temperaturilor scăzute, ne poate crea anumit disconfort.
Vă reamintim că conducătorii care participă în traficul rutier având unitățile de transport cu defecte tehnice sau care nu corespund cerințelor, riscă a fi amendați. Conform articolului 228 alineatul 2, exploatarea vehiculului cu defecte tehnice interzisă prin regulament circulației rutiere, cu excepția vehiculelor având defecțiuni menționate în alineatul 1, se sancționează cu o amendă de 150-300 de lei. Venim cu rugăminte către toți conducătorii auto să respecte regimul de viteză, să respecte regulamentul circulației rutiere și să nu admită careva încălcări, ceea ce duce la consecințe grave. Secția de situații excepționale Cimișlie a demarat o campanie de informare și prevenire a populației cu privire la măsurile de prevenire și atenuare a riscurilor de intoxicații cu dioxid de carbon și a incendiilor accidentale în perioada rece a anului. În cadrul activității au fost instalate și detectoare de fum la persoanele singuratice și cele cu dizabilități. Odată cu scăderea temperaturilor, secția de situații excepționale Cimișlia a dat start campaniei O casă prevenită, o viață salvată. Acțiunea are ca scop să sporească gradul de informare și conștientizare a populației raionului privind măsurile de prevenire și atenuare a riscurilor de incendii și intoxicări cu dioxid de carbon în urma exploatării incorrecte a sobelor. Adică noi suntem de la secția situații excepționale Cimișlia. Suntem inspectorii de prevenire a incendiilor. Și cu suportul domnului primar s-a decis de a instala niște detectoare antifoc. Ne tare faci foc. Chiar arde. Arde. Asta îmi trebuie să între colegul, să verifice cum e soba, cum funcționează, să fiți atenți, se instalează contoarele. Sistemul social va avea grijă, o dată la lună, o dată la două luni, să vă verifice. E detector de fum, în caz că ies fumul de la sobă, ori gătiți ceva la plită și o dată în foc, arde, ori ceva cu electricitatea și mocnește în casă, aici vă dă de înțeles, ceva nu-i bine. Angajații serviciului de pompieri și salvatori informează locuitorii satului Cicurmingir despre riscurile posibile în urma încălcării regulilor de protecție antiincendiară și le instalează sisteme detectoare de fum pentru a atenționa pe locatarii casei despre excesul de fum în încăperi. Vă stăruiți, nu exagerați cu focul, supraîncălziți soba. Dacă asta temperatură e bună și constantă în casă. Materialele combustibile, astea se numesc materiale combustibile, ușor combustibile. Deci, și îi plapumă care ea mocnește. Este cel mai rău. Și de fum. Vă străduiți să le eliberați. Dar radeam eu, dau jos, că ăsta e organul. Aha, bun, dar așa e bine. Astăzi am demarat o campanie de a preveni persoanele în perioada rece a anului. Deja se începe să încălzi persoanele la sobă, la reșouri electrice, plite de aragaz. Rugăm persoanele să fie foarte prudente, să aibă în vedere, să iei în calcul defecțiunile sobelor, aragazelor, să le înlăture. În satul Cicurmingir, raionul Cimișlia, sunt preconizate spre instalare 30 de unități de sisteme detectoare de fum achiziționate din bugetul primăriei. Aceste sisteme sunt instalate la persoanele cu dizabilități care au vârsta înaintată și la persoane singuratice. Sau dormi, este te odihnești, am mai dormit. El își face tu. Și el nu face nimic. Și te salvează, că adică îți dă de știință că ea că a apărut fum în casă, că ar metali fost în alsămțăși. Te-ai trezit de amândoi că să te fugi din șafară nică. Okay. I-am ales din lista la toți pensionari, am ales 30 de bătrâni, care trebuie să le punem 20 de detectoare sub procurat. Și după aceea le instalăm pe acestea, să mai luăm încă 10 și să le instalăm la toți 30 și să le instalăm anul ăsta. Acum, în timp apropiat. Cred că timp de o săptămână și al Moldova să fie instalat. Conform datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în Republica Moldova, în perioada rece a anului 2019, au fost înregistrate 1675 de incendii, în urma cărora au decedat 124 de persoane, dintre care 5 copii. Ca să puteți să ieșiți afară, adică ca să nu fie casa plină, fum atunci când e plină, și nu mai puteți face nimic. Da. Văd că nu ați țăuit la mine. În caz că dacă nu țăuie. Și... Apoi las ies fumul și apă să se vede. Dacă nu țăuie, poate fi că s-a terminat cronul ăsta, bateria, și trebuie să o schimbați. Că e că nu e mare problemă, că vedeți, puneți. Condițiile climaterice au dat peste cap planurile drumarilor.
Dacă inițial asfaltul urma să fie așternut pe strada Decebal și Suveranității până la intersecție cu strada Nicolae Iorga din orașul Cimișlia, acum, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, lucrările de tranșament și petriș pe aceste sectoare nu pot fi continuate și administrația publică locală a luat decizia ca asfaltul să fie așternut până în data de 1 decembrie pe străzile din preajmă. Lucrările de asfaltare a drumurilor în raionul Cimișlia sunt pe ultima sută de metri în acest an. Lucrările sunt îndeplinite de către compania locală Irinda Prim, în cadrul programului Drumuri Bune pentru Toți. Inițial, asfaltul urma să fie așternut pe strada Decebal și Suveranității până la intersecția cu strada Nicolae Iorga. Condițiile climaterice însă nu permit continuarea lucrărilor de terasament și pietriș pe aceste sectoare până a ajunge la asfaltare. Astfel s-a decis ca până la 1 decembrie asfaltul să fie așternut pe străzile din preajmă. Compania Irinda Prim au început lucrarea pe strada Decebal, care merge spre Biserica Sfânta Maria, în continuare către gimnaziu Pușkin. Ne-am propus împreună cu Consiliul Local Orășănesc, Primăria, ca să asfaltăm acest sector de drum, deoarece centru, se spune că totul începe de la centru și aici s-a propus ca să scoatem stratul de uzură și să asfaltăm un strat nou, deoarece acum suntem în perioada care se apropie de iarnă și puțin temperaturile au scăzut. S-a identificat această economie și nu am putut să o redirecționăm undeva unde necesită fundații, beton și lucrări mai adâncite, fiindcă ne permite doar această săptămână. Acum suntem în data de 23 noiembrie, ceea ce dacă nu reușim săptămâna aceasta ca să mai facem unele reparații capitale, de pe 1 decembrie o să fie timpul mai înghețat, mai anevoios și nu o să reușim. Banii pentru asfaltarea sectorului de drum din cadrul primăriei Cimișlia nu sunt din bugetul orașului Cimișlia, ci sunt gestionați de către administrația de stat a drumurilor în cadrul programului Drumuri Bune pentru Toți. Lucrările doar sunt coordonate cu administrația publică locală. Acești bani din Drumuri Bune 3 nici nu sunt pe contul primăriei. Licitația nu a fost organizată de către primăria Cimișlia. Este licitația organizată de către administrația de stat a drumurilor în cadrul programului Drumuri Bune 3, care ei gestionează aceste surse financiare. În vizorul primăriei orașului Cimișlia sunt 15 străzi obligatoriu de a fi reparate. O parte din ele vor fi reparate cu contribuția finanțatorilor străini. Știu că sunt multe străzi care urmează a fi reparate. Cel puțin noi avem 15 străzi în lista noastră care sunt obligatoriu de reparat, dar nu putem face alte lucrări decât doar să așternim asfaltul. La un drum sunt mai multe etape de construcție a drumului. Este vorba de terasament, pietriș, primul strat de bază de asfalt, a doilea strat de uzură, iar acum doar așternim stratul de asfalt. Este întoi și construcția traseului Iargara-Cimișlia, drum național republican cu o lungime de circa 24 km, pentru perioada 2020-2021. Până la sfârșit de noiembrie 2020, deja s-au construit 8 km de drum asfaltat și lucrările au ajuns în preajma satului Cenac. Da, desigur, pe plan, să spunem, drumurile naționale republicane, la fel, paralel, șantierele sunt construcție. Din cei 2 ani propuși, 2020-2021, Cimișlia, Iargara-Leova, circa 24 de kilometri, am asfaltat pe acest an 8 kilometri, am ajuns aproape de Cenac. Urmează după 2020, în 2021, primăvară, să începem următorul tronson să-l asfaltăm. Ceea ce a fost planificat pe anul acesta, noi am realizat. La fel, avem sectorul care, ca să fie mai pe înțeles, Silimet, satul nou, Săgăidacul nou. La fel s-au asfaltat cu exactitate circa vreo 7 km
s-au asfaltat, la fel din cele propuse, am finisăm și acolo șantierul cu succes pe cele planificate pe anul acesta, la fel se vor demara lucrări și în 2021 și desigur cu toții așteptăm sfârșit 21 de succes, unde o să avem integral asfaltate aceste drumuri naționale care de mult timp le-am așteptat. În total, pe raionul Cimișlia, din Fondul Rutier Național, pentru reparația drumurilor prin localități s-au cheltuit circa 15 milioane lei. Din 1 ianuarie 2021, satul Dimitrovca va începe colectarea deșeurilor menajere solide la aceleași condiții și drepturi precum în orașul Cimișlia. Aceasta a fost decizia administrației publice locale, luată în urma întâlnirii și consultării cu cetățenii satului Dimitrovca. Satul Dimitrovca din primărie Cimișlia va începe colectarea deșeurilor menajere solide din 1 ianuarie 2021 la aceleași condiții și drepturi precum în orașul Cimișlia. La această concluzie s-a ajuns după consultarea populației în cadrul proiectului Modernizarea managementului deșeurilor solide în orașul Cimișlia, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca, sprijinit de UE și implementat de Agenția de Dezvoltare Locală din Moldova. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană, deci Uniunea Europeană a dat banii, iar în Moldova este implementat de către Agenția Germană de Dezvoltare Internațională și pentru regiunea Sud, partener al proiectului este Centrul Contact Cahul. În cadrul proiectului, vă spun așa, pe scurt, este prevăzut achiziționarea a 100 de containere de 1,1 ton capacitatea, care vor fi repartizate în Cimișlia și satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca. Noi, în cadrul consultărilor de astăzi, trebuie să vedem unde le amplasăm containerele respective, deci gestionarea sistemului respectiv. Și pe de altă parte, proiectul prevede consultarea cetățenilor privitor la gradul de satisfacție privind evacuarea, managementul deșeurilor. Știm cu toții că aceste trei sate din componența primăriei nu beneficiază de câțiva ani de evacuarea deșeurilor. Noi am dorit să ajutăm ca această problemă să fie remediată, de aceea avem nevoie de sfatul dumneavoastră, cum am trebui mai bine să punem la punct acest sistem, ca să fie eficient, să fie oamenii satisfăcuți. Calea spre soluționarea problemei a fost anevoioasă. Locuitorii satului Dimitrovca, din componența orașului Cimișlia, circa 170 de persoane, în ultimii 5 ani nu colectează deșeurile din sat și respectiv nu plătesc pentru serviciul dat primăriei Cimișlia. Agenția de Dezvoltare Locală din Moldova, organizație non-guvernamentală din orașul Cimișlia, cu sprijinul Uniunii Europene, a obținut proiectul Modernizarea managementului deșeurilor solide în orașul Cimișlia, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca. Unul din obiective este și integrarea cetățenilor din satele componente a primăriei Cimișlia în sistemul managementului deșeurilor solide a orașului. Deci fiecare cetățean face deșeuri. Așa că noi planificăm, având strada asta cât de cât asfaltată, la o distanță de 6 km, în cazul în care o să fie colectate deșeurile, să punem câteva tomberoane ca dumneavoastră să aduceți aceste deșeuri, să nu mai fie deșeurile aruncate haotic pe tot perimetrul satului, dar să venim o dată în săptămână, adică și să încărcăm aceste tomberoane pentru deșeuri. Dar să știți că pentru colectarea deșeurilor, ca și cetățenii orașului Cimișlia, la momentul dat se plătește o taxă de salubrizare de 11 lei, care trebuie să fie aprobată de către Consiliu. Iată, acesta este primul pas pentru acceptul dumneavoastră de a achita acești 11 lei de persoană din fiecare gospodărie și să aruncă deșeurile menajere, doar menajere. Nu este vorba de ca să umplem tomberoanele cu baligă, material de construcție, frunză, crengi.
Cetățenii s-au împărțit inițial în două tabere. Cei care doreau să rămână pe vechi, să dea foc la gunoi, să arunce gunoiul la marginea satului, să nu plătească nimic pentru evacuarea gunoiului, și cei care doreau o schimbare, să se integreze în sistemul managementului deșeurilor solide a orașului Cimișlia, cu 11 lei pentru o persoană, și să soluționeze problema deșeurilor în satul Dimitrovca. Până la urmă, majoritatea a votat pentru evacuarea deșeurilor din sat. Mă numesc Malcov Dumitru, locuitor a satului Dimitrovca. Cred că e foarte bine să evacueze deșeurile, din motiv ca să îmbunătățească situația ecologică în sat, în primul rând. În al doilea rând, facem un sat mai frumos și mai cu un viitor mai bun. Ei, vedeți că lumea sunt care nu înțeleg. Nu, acum, mie îmi pare că sunt și ghine, dacă sunt și cu... și mai curată. Îmi pare, parerea mea că... Da. Nu, să încercăm, să vedem cum să prânească. După întâlniri cu cetățenii și consultări, administrația publică locală s-a decis ca din 1 ianuarie 2021 deșeurile menajere să fie colectate și din satul Dimitrovca la aceleași condiții precum și în orașul Cimișlia. Agenția de Dezvoltare Locală din Moldova este beneficiară a programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul Modernizarea managementului deșeurilor solide din orașul Cimișlia, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca. Ea a depus deja o cerere în acest sens către Consiliul Orășenesc Cimișlia și Primăria orașului Cimișlia de a include în calculele pentru bugetul anului 2021 și taxele locale care vor parveni din satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca. Cum se evacuează deșeurile menajere în satul Dimitrovca și cât de accesibilă este taxa de 11 lei per persoană pentru salubrizare, aflați în reportajul ce urmează. Întotdeauna mă gândesc, vreți să mă credeți, nu vreți să mă credeți, mă făcut nimic. Când были в совхозе, раньше грузили так, а сейчас... Кто имеет свои эти, возят туда, где мусорка, так называют, собственную мусор, как наша... Это при въезде вот... Ну, да. Там при въезде, я вижу, есть и там, и кто где носит. Я, например, не имею... Куда. Ну, а как же, село без мусоросвалки? Ну, это не официальная мусоросвалка, еще со времен совхоза еще, наверное. Конечно, хочется, чтобы было все хорошо. И едем в Чемишлию на машине, хоть по той дороге, по которой вот сейчас, когда грязь, хоть по этой. Мусор по дорогам находим, мусор выброшенный прямо с кульками, со всем, и памперсы, и все, что хочешь. Așa când mergi prin sat, satul nu-i murdar, lumea face curățenie, tot normal. Noi numai probleme cu gnoiște, că gnoiște așa e, nu-i grămădit și fiecare, duci și zvârle. Și când plouă, ia ca iazul, l-ați văzut, el e plin cu sticle, cu deșeuri, cu șivrai. Canalizare. Și eu v-am spus, m-am gândit la voi. Proiectul costă 200 de mii și aici... Nu, как? Я, например, согласна, чтобы мусор был в одном месте, как, чтобы было как положено, чистота и порядок. Ну, я работаю, для меня эти 11 лет немного, а есть люди, которые не работают. Проблема, что вроде небольшие деньги, но... Если бесплатно в селе, если поставят...
таксу какую, да. Ну, может быть, это было бы хорошо, если их заинтересовать, но не как вы сразу 11 лет человека. Может, какие-то, может, какие-то фонды, как вы сказали, будут, или... Ну, давайте про воду, я был два года директором. Да, иногда сжигаем, если листья, иногда можем сжечь, иногда выкинуть там в канал. Это от курей в огород. Сортируем, короче, бутылки в котлонь, кульки, бумаги, вот это все. Да, да, кума, ну, с дебой, и дат фокла пластикла, не шла фрунзе, ну, с дебой. Ага. Ши... Се фачем фил ди... Кот се фачем процес вербал, дичь, пот. Да, по-фос пенсат, якась бо полиция, ну, ши, ши, кын о дат фокла гной ла сева, ши, бо пусаменц, кари 500, кари 400 лей. Клар, кын, ну, с дебой. Это отдельно бутылки собираются, стеклянные, отдельно пластик, отдельно какие-то контейнеры установить в селе. Человек придет, эту пластику выбросит, стекло выбросит туда. Не будет, как сейчас везде по каналам, эта пластика везде валяется, за грибы идем, там ужас, что творится. O soluție pentru utilizarea frunzelor și beligarului de animale a găsit-o Eugeniu Ciumacu din satul Bogdanovca Nouă. El le compostează la marginea grădinii sale. Dar, din păcate, mai multe persoane din sat duc deșeurile la gunoișele neautorizate, provocând astfel daună ecologică majoră. Agenția de dezvoltare locală din Moldova a venit cu propunerea către locatarii satului Bogdanovca Nouă de a se alătura la sistemul de evacuare a deșeurilor din orașul Cimișlia. Eugeniu Ciumacu din satul Bogdanovca Nouă a găsit o soluție pentru utilizarea frunzelor și beligarului de animale. Le compostează la marginea grădinii. O dată, ori de două ori, bara de două ori, dar iarna o dată. Îl duc aici, îl acoper. Peste un an îl iau pe rignoi, fără miros, fără nimic. Și acolo e curat. Cu regret, nu toți locuitorii satului Bogdanovca Nouă procedează astfel. În jurul satului sunt o mulțime de gropi de gunoi neautorizate. Fiecare are în fundul harmanului câte o gunoiște. Și duci acolo și-o zdohnit și s-o bălegat vaca, tăt duci acolo, tăt gunoiul, chetrile, șiferul, tăt la un loc. Така що се колектează. Гуною се душе нума під дупа гарманиш, під ялур, під стетлоку. Під лінг центірем акуло єсті, домні фереште, гуноїште, коли не мають помінити. Та джур при джур гуноїште, ну, що лумя аста, чи аша, деодато фост. Au fost colectat murdăria toată, ne-au dat bacuri, le-am plătit, mașina vine în fiecare lună și lua ori în săptămână. În săptămână, așa e, Jani? Da. În fiecare săptămână. Și lua, dar pe urmă nu știu de ce s-o dizes. Ne-am convins de acest fapt vizitând groapa de gunoi neautorizată de lângă cimitirul satului. Aici, pe suprafețe de teren agricol, se deschide o priveliște plină de gunoi. И таких вот мусоросвалок здесь или есть еще в том части села? Там здесь тоже где-то даже, я не знаю, где-то. Куда-то они выносят. Здесь полсела почти выносят, что там. Сюда и вот отсюда, сюда. Вон кульки везде валяются. А эти кульки разлагаются, 300 лет разлагаются кульки вот эти вот. Da. Aruncarea gunoiului în jurul satului nu este legitimă. Pentru a soluționa problema, e nevoie ca deșeurile menajere din satul Bogdanovca Nouă să fie colectate de servicii publice Cimișlia și transportate la groapa centralizată de deșeuri a orașului. Locuitorii satului sunt de acord să plătească taxa 11 lei de persoană pe lună pentru acest serviciu. Ce fac oamenii din satul Bogdanovca Nouă cu deșeurile,
Care este părerea lor privitor la taxa de 11 lei pentru o persoană și care este părerea localnicilor privitor la colectarea deșeurilor menajere selectat, aflați în reportajul ce urmează. Ce fac oamenii din sat cu deșeurile menajere? Noi suntem mulțumiți de adunarea de astăzi și chiar suntem cointeresați într-așa ceva ca să ne strâng gunoiul, pentru că în jurul satului se face un dezastru și asta e un lucru foarte bun. Мы согласны, но только чтобы собрали вовремя. Мусор пусть вывозят, но чтобы возили, не так, чтобы было, как раньше. Валяются мешки по дороге. А Чебешлини платит по 11 лей за человека в месяц. Вы тоже согласны с этой ценой же? Да, цена как цена. Вот мы даже мы не за мусор, да. Вот мы говорили... И вот 11 лей согласны, да. Да. Арфиди дорит, как сфи тарифу, как мы кан Чебешлиел, у меня де корд. Сфи как марфи... импозит пигуной, сплотязка тот. Мы говорили, что поставите для пластика вот эти большие контейнеры. Да, пожалуйста. По улице. Конечно. Это даже очень хорошо будет. Это будет большой плюс, когда будет это. Asta e foarte bine ar fi, de pus de este așa mari, de strâns plasticul și pentru sticlă n-ar fi rău. Pentru că sticlă tot este multă, chiar avem multe sticlă, nu știm ce să facem cu dânsă. Și plastic tot, iată, eu singur am doi sași și eu nu știu ce să fac. De ars nu se poate, de aruncat tot nu se poate. În orașul Iova, în urma construcției unui tronson de 13,5 km de rețele interne de canalizare și a racordării la acestea circa 700 de case individuale de locuit, peste 1700 de locuitori a orașului vor avea acces la sistemul de canalizare centralizat. Lucrările sunt susținute financiar de Uniunea Europeană. Maria Velikovskaya și Elena Kravchenko din orașul Iova fac parte din cei peste 1700 de locuitori ai orașului Iova care vor avea acces la sistemul de canalizare centralizat în urma construcției unui tronson de 13,5 km de rețele interne de canalizare și a racordării la acestea a circa 700 de case individuale de locuit. Lucrările sunt susținute financiar de Uniunea Europeană. Doamna Kravchenko, ce părere aveți? Se foarte renovează? Bune. Suntem foarte mulțumiți. Foarte bun. Bravo primarului nostru. Dar până acum n-ați avut sistem de canalizare sau a fost? N-au avut, da? N-am avut. Erau probleme, da? Dar dumneavoastră ce ne spuneți? E tot de pe stradă. Tot pe stradă asta, tot așa ar spui. Da? Foarte mulțumiți că o să avem și noi, ca toată lumea, o să fim. Modernizați. Dar știți cine au donat bani? Cine... Da, ne-au lămurit când am avut adunare, ne-au lămurit că ne-au dat ajutor. Cine? Uniunea Europeană? Da, de la Europa. Și noi 3.000 am pus. Ei, 3.000. Contribuții. Da, și Europa. Și noi 3.000 am pus. Corect. Bun, să vă fie de bine. În cadrul proiectului se prevede a construi jur de 12 km de rețele de canalizare. Inclusiv 800 km de canalizare sub presiune și o stație de pompare a apelor uzate. Reprezentanții Uniunii Europene au efectuat o vizită de lucru în teren pentru a examina mersul lucrărilor de executare a proiectului. Oficialii europeni și-au exprimat îngrijorarea că, deocamdată, sunt efectuate puține branșamente a gospodăriilor casnice, circa 30%, ori Uniunea Europeană pledează pentru 100% conectarea populației la sistemul de canalizare. Și după părerea dumneavoastră, care este scenariul pe care îl veți aplica ca populația să se conecteze la serviciile de canalizare? De exemplu, după finalizarea acestui proiect, cum credeți? Câți oameni imediat se vor conecta și câți oameni, de exemplu, după un an de dare exploatare acestei rețele de canalizare, se vor conecta la serviciile de canalizare? Dorința cetățenilor de a beneficia de acest serviciu am văzut-o în procesul de colectare a contribuției. Din cele aproximativ 770 conexiuni planificate,
aproximativ 30% din proprietarii acelor gospodării au contribuit în acest proiect. So out of 717 pound schools that will be connected or are going to be connected to this sewage network, already 50% of this household contributed to this. Nu este prea mult, dar trebuie să ținem cont și de situația financiară și de anul pandemiei. So maybe it's not a lot, 30%, but we have to take into account the financial situation of the people and also the pandemic this year. Și procentul celor care contribuie este în permanentă creștere imediat după ce a început lucrarea. Potrivit oficialilor europeni, problema este una mai complexă. În Republica Moldova nu există o lege care ar obliga cetățenii direct să se conecteze la rețelele de canalizare. Astfel, în raionul Cantemir, doar 20% din potențialii beneficiari de servicii de canalizare s-au conectat la rețelele respective. O întrebare de schimbarea legislației. Cum vedeți schimbarea asta în legislație ca oamenii să fie obligați să se conecteze la aceste servicii de canalizare? Pentru că noi, de exemplu, ne confruntăm cu aceeași problemă la Cantemir, unde 80% din populație nu doresc să se conecteze. Ce se face la nivel de municipiu? Adică lobați într-un fel sau împingeți această doleanță de a schimba cerințele față de conectare din partea populației? Chiar dacă, din punct de vedere legislativ, cetățeanul nu este obligat să se conecteze la acest serviciu, alte prevederi legale spun că cetățeanul este obligat să respecte normele ecologice. Spre exemplu, organele de control, Inspecția pentru Protecția Mediului, în mod normal aplică sancțiuni pentru folosirea ilegală sau neautorizată a celor gropi septice sau... Rețelele de canalizare sunt construite din cele mai bune materiale din domeniu. Conexiunile asigură o garanție 100% de izolare. Because sometimes it's crossed, and yes. When you have that's internet from this one, you can contaminate. Spate contamina apa. De ce așa spus? Am întâmplat să folosesc un mai noi. This is why I emphasize that newer pipes are used, which will prevent the contamination of the environment. Și factorul uman. And also the human against the human. În momentul când construiești conductul sa. Branșarea la apă. Because when you do the connection to water, nu e atât, și se intersectează cu țeava asta, nu e atât de ușor să o deteriorează. Utilajul cu care este dotat întreprinderea Apă Canal Leova permite identificarea scurgerilor țevilor clandestin trasate. Silviu Balan. Sunteți... De la Dematec. În care putem detecta în sol tot ceea ce avem îngropat. Da? Țev de apă, gaz, trasee electrice. Sunt dotate? Sunt dotate. Da, deja s-a dotat Apă Canal cu două astfel de dispozitive. Da. Și se poate de văzut și defecțiunile sau nu? Adică unde sunt scurgeri sau? Nu detectează scurgeri, detectează țevile, traseile, cablurile, eventual branșamentele ilegale. Angajații întreprinderii supraveghează mersul lucrărilor și explică populației avantajul conexiunii la sistemul de canalizare. Pe parcurs ne învățăm cum să depistăm țevile de... Cele care ilegale trase, prin harmanii. Foarte bine ar fi și, da, și ilegale, da. Dar de ce nu? Fiindcă sunt răuplatnici care folosesc apa, dar nu plătesc. Da, sunt și de aici, da. Ne ocupăm ca peste tot. Dar până acum în sectorul ăsta n-a fost canalizare. Nu. Băi, de o să fie civilizat, au apeduct și canalizare, așa da, cum... Da, gazul de-o tot este. Tot este, de-o nu o să mai fărâme, de-o să pui asfalt. Da, tot control, tot... și trebuie tot face. Nu știu, ne întâlnesc cu un om să zic că ce ați făcut, v-ați dus, tot normal. Lucrările de construcție în cadrul proiectului sunt implementate de Agenția de Dezvoltare Regională Sud. Sunt Maria Culeșov, sunt directorul Agenției Dezvoltare Regională Sud. În ceas suntem la un eveniment foarte frumos și important pentru toată regiunea Sud, fiindcă astăzi s-au dat așa startul lucrărilor pentru 4 proiecte finanțate din bugetul care este oferit de către Uniunea Europeană și în total aceste proiecte sunt de o valoare de circa 200 milioane de lei, ceea ce este foarte așa impunător pentru toată regiunea și ne mândrim că și ne bucurăm pentru beneficiarii proiectelor, ne mândrim pentru că avem ocazia să implementăm așa proiecte frumoase. Aici suntem la un proiect pentru orașul Leova, ce ține de extinderea sistemului de canalizare.
și construcția unei stații de epurare. Proiectul extinderea sistemului de canalizare din orașul Leova este implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene și cofinanțat de primăria orașului Leova cu contribuția cetățenilor, valoarea totală fiind de peste 46 milioane lei. Gospodarii din satul Filipeni, rănul Leova, până nu de mult foloseau apa din fântânile din jurul casei. Dar de la o perioadă de timp, apa din fântâni a scăzut și în unele din ele chiar și a săcat. Plus la asta, apa din fântâni este excesiv de poluată, depășind nivelul de calcar și nitrați de circa 10 ori. Dar cu sprijinul Uniunii Europene, problema localnicilor va fi soluționată, finisând construcția noului sistem de apeduct în sat. Ion Surdu, din satul Filipeni, raionul Leova, are în ograda casei o fântână din care ia apă de mai mulți ani. Așa fac toți gospodarii din sat. De la o vreme însă s-a schimbat povestea. Apa din fântână este de 10 ori mai poluată decât permit normele sanitare. Astfel se va conecta la apeductul nou construit în sat cu sprijinul UE. Am fântână, dar la noi cantitatea de apă a apelor din fântânile noastre are un procent de aproape de 10 ori mai mare decât media care trebuie să fie. De ce este necesar ca cu orice preț să avem o apă calitativă și în baza asta noi, toate că avem fântânile noastre, le-am folosit pentru altceva, dar mai ales pentru alimentarea, pentru spălatul și mai departe așa ea. Noi am folosit apa asta care este potabil, curată, cum am spus, de calitate. Pentru conectare, cetățenii plătesc circa 2070 de lei de persoană. Deja circa 50% din populația satului a achitat taxa pentru conectare. Domnul primar spunea că doar 50% din cetățenii au plătit pentru conectare, cele 2070. Noi vă răspund, încă mulți oameni n-au înțeles, poate că până la capăt, dar după toate informația care am ajuns la mine, mulți vin și amuși plătesc mai departe și eu cred că până în timp de câteva luni au să achete toți, fiindcă noi așa am pățit cu gazul și apoi după aceea am avut probleme când vineau pe urmă să unească, să rugau și așa mai departe. Și oamenii de-acu s-au învățat, ei de-acu ea înțeleg că apa asta e bună, e calitativă și eu cred că cât acum, în perioadă scurtă, au să achete și ceilalți. Eu n-am plătit. Da? Cât plătesc pe lună? Cum am de nu? Eu am plătit pentru ăsta nou, că să-mi fac, eu de așa mai. A, contribuție, da? Și cât ați dat? 2070. 2070, da? Da. E mult sau puțin, cum credeți? Cum eu așa, știi, după asta, ia, dar să vedem de acum mai departe cum a să ne este. Și în cât timp poate să vă... Nu putem spune, văd că s-o apuca și merg repede, văd că de-amu s-o apuca din jos, până în jos, 3 jumătate de kilometri. Ne văd de-acu ajuns în centru și la noi lungimea e mare la asta. Potrivit primarului de Filipeni, Tudor Camerzan, în ultimele săptămâni tot mai mulți cetățeni achită taxa pentru conectare. La moment s-au colectat 840.000 de la populație. 840.000? 840.000. So, until currently 840,000 lei were collected from the population. Mai mult de jumătate. So, it's more than half. Până la sfârșitul proiectului, o să colectăm toată contribuția, pentru că discutăm cu oamenii, mergem și discutăm cu ele, le explicăm beneficiile. Household to household from door to door and we explain them the benefits of getting connected to the market, to the network. I mean, we hope for 100% connection rate. Pentru că noi sperăm să avem o conectare de 100%. Sigur va fi. Oamenii de la mic la mare sunt mulțumiți că până la urmă în sat se construiește un apeduct nou cu sprijinul Uniunii Europene. E un lucru foarte bun pentru toată lumea, pentru toți locuitorii, pentru gospodarii de acasă, a să aibă de apă, a să aibă tras. Dar până acum ce nu era? Erau din fântâni, din mine sau pur și simplu? Da, lumea are de acasă, au fântâni, de acasă, trag.
tras în casă pentru... Cum centralizată se fac societăți. Acum cred că aș fi un lucru foarte bun. La Filipine, da, într-adevăr, situația în privința apei este cam gravă, fiindcă satul, partea de jos a satului, dacă e la un nivel mai jos, fântânele mai au puțină apă, partea de sud, mai ales casele construite, tineretul care sunt construiți, nu dispun de apă, chiar dacă își sapă un gospodar o fântână, e foarte undeva la 28-30 de metri, dau de apă. Și nu pot fiecare permite să aibă o fântână, deci e foarte bun venit acest proiect. Suntem foarte mulțumiți de ajutorul care ne a fost acordat și sperăm că să avem în curând apă. Se întâmplă vara când e secetă să rămâne fără apă? Da, desigur, mai ales anul acesta fiind un an secetos, într-adevăr chiar și fântânile care au apă, și fântânile acestea au secat. Vrem, dar noi trăim în partea din sus și cu gazul nu o să zicem să-i deau și ala la trăsicme. Și n-a să ajungă apa? N-a să ajungă apa acolo? Nu știu, dacă ați ridicat în deal cu canalizația, acolo sunt 4 familii. Și departe în sat și... Nu e departe, după... Dar pur și simplu relieful așa e deluros acolo, da? Da, da, da. Nu e mare de dealul, dar... Dar și n-a să ajungă apă acolo? Să ajungă apă, ajunge, dar să duc tractorul, dacă... Dar până acum, de unde luați apă acolo? Fântâna e. Vreau să vă spun din partea construcției sistemului de apă potabilă. Suntem foarte bucuroși și mulțumim tuturor celor care s-au implicat în acest proiect. Mulțumim Uniunii Europene pentru contribuția și pentru susținerea localităților din Republica noastră, dar este foarte binevenit acest proiect. Vreau să vă spun că locuiesc în partea de sus a satului și aducem apă de băut. Avem toți fântâni, dar apa nu este posibil de băut. Este sărată, este amară. Aprovizionarea cu apă potabilă a fost mereu o problemă în satul Filipeni din raionul Leova. În cele mai multe fântâni din sat, apa este sărată și conține mult calcar. Acum însă, localnicii așteaptă cu nerăbdare sfârșitul lucrărilor de construcție a apeductului nou. Da. Cât timp trebuie să le țineți? Văd că acolo aveți 5 minute sau 5 timer. Da. Cât e? Vreo 10 minute trebuie? 8. 8 minute și cât va să trebuie? Ce proiecte europene se implementează în raionul Leova, ce părere au cetățenii privitor la apeductul nou și de unde consumau oamenii apă până acum, aflați în reportajul ce urmează. Construcția rețelelor de canalizare în orașul Leova, care se prevede încă 12 km de rețele de canalizare, e un... Pentru populația orașului Leova este un lucru foarte bun și foarte binevenit, fiindcă toți înțelegem că trebuie să avem grijă de mediul înconjurător și fiecare care mai au haznari pentru apele reziduale, ei achită totuși acum pentru transportarea, pentru că aici va fi un confort foarte bun, populația înțelege și noi ne uităm și după plățile contribuției, populația orașului Leova are interes ca să fie rețele de canalizare. Văd că s-o apucat și mi-e rebdea, văd că de-amu s-o apucat din jos, până în jos sunt 3 jumate de kilometri, dar văd de-acu ajuns în centru și la noi lungimea e mare de la asta. Europenii vă ajută să aveți un apeduct, adică să aveți apă de la robinet. Aha. Ce părere aveți? Vrem, dar noi trăim în partea din sus și cu gazul nu o să zicem să-i deau și ala la trăsicme. Da. Veți avea apeduct în sat. Ce e un lucru foarte bun pentru toată lumea, pentru toți locuitorii, pentru gospodarii de acasă, a să aibă apa, să aibă
tras. Da, acum să vă trag la robinet. Da, da. Și cum? Vreau să vă spun din partea construcției sistemului de apă potabile. Suntem foarte bucuroși și mulțumim tuturor celor care s-au implicat în acest proiect. Mulțumim Uniunii Europene pentru contribuția și pentru susținerea localităților din Republica noastră, dar este foarte binevenit acest proiect. În satul Filipiene, pe doctorul acesta înseamnă sănătate, în primul rând, fiindcă, după cum s-a menționat până acum, de toți vorbitorii, avem în Raionul Iova o apă foarte nesănătoasă din băut și chiar e un beneficiu foarte mare pentru populația noastră. Foarte bun venit acest proiect. Suntem foarte mulțumiți de ajutorul care ne a fost acordat și sperăm că să avem în curând apă. Dacă este apă de calitate, asta e izvorul vieții. De la dânsul se pornește toate și sănătatea omului și lumea înconjurătoare. Dar acum de unde luați apă? Fântâne? Da. Lumea are de acasă, au fântâni, de acasă, trag. Dar până acum, de unde luați apă acolo? Fântâna e. S-o fântâna adâncă, câți metri? Da, da. S-a pus în apa, nu s-a fost. Anul acesta fiind un an secetos, într-adevăr, chiar și fântânile care au apă, și fântânile acestea au secat. Am fântână, dar la noi cantitatea de apă a apelor din fântânile noastre are un procent de aproape de 10 ori mai mare decât media care trebuie să fie. Avem toți fântâni, dar apa nu este posibil de băut. Este sărată, este amară. Sunt Victor Buzdugan și v-am prezentat știrile alternative la Media TV Cimișliac, traducere mimico-gestuală de Vera.co. Toate cele bune!